de a vorbi de istoria noastră, pentru că este o istorie frumoasă, grea, cu vitregii, însă este frumoasă, pentru că este și triumfătoare. Sărbătorim astăzi, cum am spus, un moment istoric, unirea Principatelor Române. Moldova și țara românească s-au unit în anul 1859. Această unire nu a venit de nicăieri, nu ne-a făcut-o nimeni cadou, nu s-a înfăptuit ușor, cum poate părea uneori când citim în cărțile de istorie. Ea a fost rezultatul dorinței și luptei pentru unitate a românilor din deceniile și din secolele precedente. Am convingerea că numai împreună putem surmonta diversele situații cu care ne confruntăm prin inițiative individuale sau comune, centrate pe ideea de unitate și solidaritate umană. Vă îndemn să fiți buni, unitari și solidari, indiferent că este vorba despre un frate, vecin, un necunoscut sau un prieten. Indiferent de obstacole, atât timp cât ne dorim cu toții o Românie mai bună, o vom putea să ne atingem țelul dacă rămânem uniți. Să sărbătorim și să onorăm România împreună, în fiecare zi. La mulți ani România, la mulți ani Reghinei!